Vești bune pentru severinenii care așteaptă ca gazul să ajungă și pe strada lor. În termen de 6 luni, Mehedinți Gaz este obligat să încheie contractul de concesiune cu Municipalitatea Severineană, deoarece, potrivit noilor prevederi legale, relațiile contractuale cu Ministerul Energiei vor înceta. Modificările aduse la Legea Energiei și a Gazelor, făcute la propunerea deputatului PNL Virgil Popescu, au fost promulgate de președintele Iohannis. Dacă Mehedinți Gaz își bate joc de 10 ani de severineni, acum a venit momentul să pună mâna pe treabă sau să plece definitiv. Noua lege dă posibilitatea ca Severinul să aibă în sfârșit gaze în integralitate. Mai mult, operatorul de distribuție nu poate refuza racordarea la sistem și este obligat să finanțeze lucrările pentru realizarea obiectivelor necesare racordării consumatorilor. Operatorul de distribuție sau operatorul de transport și de sistem nu poate refuza racordarea la sistem și este obligat să finanțeze lucrările pentru realizarea obiectivelor, conductelor necesare racordării consumatorilor aflați în perimetrul sistemului de distribuție concesionat. Extinderile se realizează în condiții de eficiență economică, în conformitate cu reglementările ANRE. Se arată la articolul 151, alineatul 1 din noua lege. Acum, prin legea pe care tocmai ce președintele a promulgat-o, operatorii de distribuție, adică Mehedinți Gaz, este obligat să racordeze la rețeaua de distribuție toți consumatorii care solicită acest lucru, ce numai că sunt obligați pe cheltuiala lor. Deci nu mai pot spune că să le ceară bani oamenilor să facă această racordare. Se întâmplă chiar acum. De iau banii oamenilor și nici măcar acordările nu le fac. Dacă Mehedinți Gaz mai are 6 luni la dispoziție până când sunt obligați să vină la Consiliul Local pentru a semna noul contract, adică o jumătate de an în care își mai poate bate joc de severineni, deputatul Virgil Popescu spune că în tot acest timp municipalitatea, prin SPAET, poate crea un serviciu paralel prin care să realizeze direct distribuția de gaze în zonele în care Mehedinți Gaz încă nu a ajuns, adică în 90% din oraș. Asta cu atât mai mult cu cât în contractul Mehedinți Gaz nu există nicio o clauză de exclusivitate. Concret, eu doresc, dar trebuie să avem temei juridic foarte bun, ca primăria, Consiliul Local, prin serviciu, de ce nu SPAET-ul care există, să-și ia licențele și să dea drumul la distribuția de gaze a primăriei. Paralel cu ce are Mehedinți Gazul, cât are 10% din oraș, și să facem o distribuție a primăriei, în așa fel încât să avem cât mai repede gaze către cetățenii pentru încălzire. Concret, noile modificări aduse legii dau posibilitatea unităților administrativ-teritoriale să încheie direct contracte cu operatorii de distribuție și, mai mult decât atât, aceștia sunt obligați să racordeze consumatorii pe cheltuiala lor. În caz contrar, firme precum Mehedinți Gaz vor pierde contractele.